Bună ziua! Ne-am întrunit astăzi pentru a participa la lucrările ședinței convocate de îndată. Din 13 consilieri locali convocați, sunt prezenți 12 consilieri locali. Ședința este legal constituită. Dau cuvântul domnului președinte Nicuruță Lucașu. Bună ziua! Ordinea de zi. 1. Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Broșteni din data de 10.12.2018. Inițiator, secretar Elena Paraschive Năstase. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru luna decembrie anului 2018 și aprobarea salariilor de bază începând cu luna ianuarie 2019 pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Brășteni, județul Suceava, și servicii publice de alimentare cu apă și canalizare al orașului Brășteni, județul Suceava, aflat sub ordinea Consiliului Local Broșteni. Inițiator, viceprimar cu atribuții de primar, Mihai Melodiez. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariului de bază, începând cu data de 1.11.2018, pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Broșteni, județul Suceava, și servicii publice de alimentare cu apă și canalizare al orașului Broșteni, județul Suceava, aflate sub ordinea Consiliului Local al orașului Broșteni, județul Suceava. Inițiator, Rusu Vasile, Hlivor Marcel, Baroi Constantin, Borșan Florin, Cerbu Angela, Bursan Ion și Ilișanu Cerbu. 4. Discuții privind ultima rectificare bugetară. 5. Discuții privind organizarea focului de artificii la cumpăna dintre anii 2018-2019 pe Esplanada Casei de Cultură a orașului Broșteni, județul Suceava. Mai sunt ceva dispus pe ordinea de zi? Spuneți, domnul. Am un proiect de hotărâre care are o valabilitate de vreo 7 luni. Se revocă din funcția de viceprimar al orașului Broșteni, județul Suceava, domnul Molodeschi Mihai. Inițiatori sunt Rusu Vasile, Baroi Constantin, Bursan Ion, Borșan Florin, Cerbu Angela, Hlivor Marcel, Ilișanu Cezar. Păi de când ai semnat asemenea proces? Adică asemenea hotărâre sau... Asta am archivă intrare, deci aici discutăm proiectul, dacă s-a aprobat, doar mi-a zis sau nu s-a aprobat. Nu te-a decât de consilie? Supune la vot pentru completarea ordinarului. Cine e sfetul? Sunt atâtea când n-am văzut. Cine e suplimentarii? 1, 2, 3, 4, 6. 6? Da. 9 merge. Domnul Cineză, vă spărie? Nu mă spărie nimic. Mai gândeam. Începem punctul 1. Cine este pentru ordinea de zi? 12. Da. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Broșteni din data din 10.12.2018. Domnul președinte, dacă permiteți, nu așa. Deci, proiectul 3, noi, inițiatorii, ne permitem să-l retragem pe ordinea de zi, ca să nu mai discutăm, pentru că actualizarea proiectului era la salariul minim de bază de 1.900. Și trebuie să aducem o modificare, că s-o reactualiza cu 1 ianuarie la 2080, de aceea o să discutăm numai proiectul dumneavoastră cu unele amendamente la anexă și la... care ne permitem să le propunem. Da, nu, le trag cum, că să înțeleagă, discutăm doar numai un proiect. Ai văzut că nu să punem la vot ordinea de zi, fără punctul 3 de ordinea de zi. Cine este pentru? 12. În ce?
Punctul 1. Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Broșteni din data de 10.12.2018. Discuții? Supun la vot. Dar nu are niște explicații, nu spune la vot. Am zis că propune niște amendamente. Nu, dar sunt discuții. Procesul verbal. Deci noi acum suntem la procesul verbal. Dar n-are mică. Proiectul meu. Nu nimic, stați liniștit că nu se întâmplă. Să punem la votare pentru procesul verbal. 12? Doamna, așa nu mai mă încurcați. Așa e deschis. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariului de bază pentru luna decembrie anul 2018 și aprobarea salariului de bază începând cu luna ianuarie 2019 pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Broșteni, județul Suceava, și servicii publice de alimentare cu apă și canalizare a orașului Broșteni, județul Suceava, aflat în subordinea Consiliului Local. Discuții. Da. Deci, împreună cu doamna contabilă și cu șeful de birou de la Resurse Umane, am făcut prezentul proiect de hotărâre cu grilele de salarizare propuse pentru decembrie, o majorare cu 5% față de ce avem actualmente. Iar de la 1 ianuarie, cu 2080, trecerea de la 1900 la 2080. Asta duce la majorarea fondului de salarii cu 3 miliarde jumate la propunerea mea, care este. Cealaltă propunere care a fost și s-a retras însemna majorarea fondului de salarii cu 8 miliarde de lei, bani pe care nu îi putem asigura din bugetul local. Deci, o majorare cu 3 miliarde jumate ar însemna să luăm banii din faptul că noi am acționat în instanță anularea contractelor cu asociațiile și de acolo, prin faptul că crește gradul de colectare, prin faptul că avem în instanță, automat nu mai scade gradul de colectare. Nu se raportează ca și debite obligatorii până la... Și atunci, de acolo, noi putem lua cele 3 miliarde jumate. Adică orice sumă în plus față de asta, nu avem de unde să o prevedem. Deci buget, noi trebuie să ne limităm la ceea ce poate bugetul orașului Broșteni. Deci eu vă spun că am căutat soluții, dar asta este singura soluție care am găsit-o pentru o majorare de maxim 5% începând cu luna decembrie, care conduce la o majorare de 15% începând cu 1 ianuarie. O întrebare și da. Eu am discutat cu colegii mei, am discutat și cu ceilalți. Vrem niște rapoarte de activitate la persoanele care au fost de la doamna Chireacă cu acest, pe anul 2018. Să vedem, ne mai putem permite, dacă putem majora, micșora niște salariați de acolo și punem la ceilalți care sunt. Vrem și noi un raport să vedem, că eu văd, la ora 10 se vine la lucru, la 11 se vine la lucru, la 12 se vine înapoi. Eu vreau și eu să vedem, vreau colegii noștri vor să vadă un raport de activitate pe anul 2018. Deci, în regulamentul Consiliul Local, care l-am aprobat. Deci vorbim? Deci, scrie clar acolo. Sunt este personal care, pur și simplu, nu a deschide ușa la primărie și iese din primărie. Deci nu mai deschide clar. Sunt foarte mulți care lucrează pe brânci și eu bani mai puțin. Deci nu mi se pare normal. Facem lege, facem lege pentru la trebuie. În orice instituție sunt oameni care fac poate mai multă treabă decât alții care câștigă mai mult. Da, la sfârșitul anului fiecare. Dar ar trebui un raport de activitate, nu e regulamentul de funcționare a Consiliului. Deci, deci nu vreau raport acest personal. Acel raport periodic. Sunt persoane care trebuie să lucreze chiar 2-3 săptămâni ca să facă un raport.
Dar sunt persoane care nu cred că ia nicio oră să facă la controlă. Ia mai mult, să știți. Ia mai mult. Vreau la tine, la tine, la tine, la tine, la tine, la tine. Nu știu, asta este părerea mea. Că unul o să aibă două pagini și altul o să aibă două rânduri. Da. Deci atunci, dacă se mai vede, fiecare să-și facă câte ora. Mai conștizăm o doi bănuși, dar mai deschid de acord. Deci de acord să-și spune că de acord de azi. Deci toți, mai s-a analizat. Deci trebuie să mai avem o modificare. Deci, prin guvernul a dat normalitatea de 16.000 persoane. Asta înseamnă 2.300.000 în plus la buget pe anul ăsta, bani pe care nu îi avem deocamdată. Deci, dacă guvernul nu prorogă hotărârea, cu norma de grană... Normalitatea legea 153 spune că se aplică cu 1 decembrie 2018, adică pentru salariile din decembrie ce ar trebui să se ia în ianuarie. Oricum, în ianuarie nu o să putem lua, așteptăm să vedem dacă nu cumva guvernul, pentru că am tot văzut pe forum discuții că se prorogă termenul de acordare sau se abrogă, sau se amână și sau se va stabili printr-un alt act normativ. În momentul de față, ea e prevăzută în lege. Asta presupune 316 lei, adică două salarii minime brute împărțite la 12 luni, care se introduce în brutul salariilor, se impozitează toate contribuțiile, rămâne undeva la 200 de lei. Dar el, ca și brut și ca și impact, cum a spus domnul Molodenski, am luat în calcul și asta. Nu este prins în aceste proiecte de hotărâri această normă. Vedem. Dacă o să fie, o să venim cu alt bine, de proiect. Bani din buget. Tot din buget. Cu alte rețele, să putem face un proiect. Da. Să se supună la vot. Deci, ca să nu-i facem noi dușmani, oameni, să pună la vot. Deci, rapoartele astea. Ca așa vorbile ați văzut, vorbile se duc cu niciun lucru, dar hârtirile rămân. Se solicită raport de activitate pe fiecare funcție publică sau contractuală din aparatul de specialitate. Dar există în regulamentul considerată ca procedură. Poate e treabă cu persoanele. Azi este o persoană mâinii cu ospial. Păi da, dar raportul face semnat. Care o pune pentru mine să vină cumva să deschidă ușa, cum să bună ziua, la revedere, să plie. Acum haide să trecem la oile noastre, adică proiectul ăsta de hotărâre, la domnul primar. Păi da, spuneați că îl retrageți. L-a retras pe anul nostru, domnule. E anul nostru, a dumneavoastră. E tot anul nostru și ăsta e propus din către conduce. Spuneți. Avem amendamente, am spus. Pare rău. Am înțeles, da. La primar și la viceprimar, coeficientul nu poate fi modificat. Ceilalți, în funcție de... sunt funcții contractuale, să fie mai mic. Deci, secretarul are 4,25 coeficient, șef birou 4. Trecând la auditor, e diferența prea mare, mi se pare mic, și până ajungând la ultimul, care este falnicul sau femeia de servicii. Propunerea noastră este mărirea coeficienților cu 0,50. Deci, de exemplu, auditor, grad profesional principal, are 3,14. Noi vrem 3,64. Și este nu mai mare decât șeful birou și nici nu adăugându-se la grad profesional ăsta, asistent, are 2,98, va fi cu 0,50, 3,48. Că atunci, dacă facem o discrepanță, spune, băi, că eu mai bine vreau asistent decât să fiu profesional principal, că ăsta asistent doar mai mare salariu decât principal. Sau la referent, la fel. Este referent principal, referent superior, referent asistent, care 2,18, 2,29, 2,41. Mărind cu 0,50, nu se trece peste... Da, mă, cere, dar de unde luăm bani? Asta nu-i treaba. Noi, ca și Consiliu, avem dreptul să propunem. Conducerea trebuie să spuneți de unde luăm bani. În Parlament, asta este un mini-parlament. În Parlament, Parlamentul propune amendamente la o lege. Marcel, trebuie să spui și sursa de finanțare. Eu n-am spus sursa de finanțare. Deci, mergem pe 3 miliarde jumătate de care an. Tu vii cu 0. Când ați făcut astea, ne-ați contactat ca să venim să facem împreună astea? Le-ați făcut dumneavoastră. Este propunerea mea, voi ați făcut altă propunere, ați avut, Marcel.
Nu, noi am avut propunerea, dar se referea doar actualizând la salariul minim de economie de 1900. Deși că angajații ar putea să ne dea în judecată. Că noi un an de zile am mers pe salariul minim de 1450. Și acum, la sfârșit de an, spuneți că ați făcut pe 1900. Imposibil, suntem în decembrie, nu-i puteți da retroactiv. Păi nu, dar e pe decembrie. Hotărârea se dă în decembrie, trebuie să dați în ianuarie bani. Pe decembrie iau banii cu, la salariul minim actualizat pe 1900. Da. Începând cu 1 februarie, vor lua pe 2080. Da. Nu? Da, așa e proiectul de hotărâre. Am înțeles, dar nu când am înțeles, dar noi propunem cu 0,50 mărire. Deci nu avem de unde susține o mărire. Asta ar însemna... Haideți să facem un calcul. Trebuie să facem un calcul. 13% procentul acolo. 7%, dar nu veni cam 15%. Păi vă duceți la propunerea voastră, nu? 15%. Păi ați scos-o, dar veniți cu exact propunerea voastră, mărirea. Unde? Dar 15% n-ar fi o chestie logică. Dar 15% am dat. Deci 15% este cu 2080. Deci cu aplicarea e 5% în decembrie și 10% de ianuarie. Dacă vreți să este o creștere de 15%. Hai să o lăsăm pe domnul acolo. Domnul primar, eu v-am spus și la mine aleșul Gurzul întâi spunea salariul la director, la inginer, la mult muncitor se strângea din deget. Dacă mai trecea ceva, îi se dădea. Lăsați că eu am lucrat cu dumneavoastră și știu. Am trecut prin fază de astea. Deci aici tot la fel spate. Bă, că se dă până la șef birou, coeficient, după care se trece la un coeficient care... Hai să facem o medie. Da. Coeficient să-l dă la toți trei, de exemplu. Dar nu poate să fie paznicul egal cu auditorul. Dar cum e paznic? Nu, nu, am zis eu că dacă am face o medie, să-i dăm trei la toți. Păi nu, nu dar facem așa. Deci, dar îi putem pune. Nu avem bani, 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 acele. Înțelege? Deci... Majoritatea care îți spui, da, voi... Dar, vreau să citesc din legea 153, că v-ați legat de șef de birou și de... Nu mă legat, în aplicarea coeficienților trebuie să se țină cont de următoarele principii și cerințe. Cunoștință și experiență, complexitate, creativitate, diversitatea activităților, judecata și impactul deciziilor, responsabilitate, coordonare, supervizare, dialog și comunicare, condiții de muncă. Deci, funcțiile de conducere, credeți-ne că au un impact, nu susțin neapărat. Puteți să dați jos, nu susțin neapărat să rămână coeficiență pe... Doamne, nu am spus să dăm jos. Să mai adăugăm și la ceilalți ca să aibă salarii decente. Da, au destul de decente și dăm voie... Puneți dumneavoastră, nu și personal. Dar e salariată primărie, nu? Beneficiază de salarii. Deci, vorbim de salariile plătite până în luna iunie. S-au raportat la luna iunie 2016. Fondul de salarii, cheltuieli de personal pentru funcțiile publice și contractuale, aflat în plată la acea dată, erau de 99.380 lei pentru aparatul de specialitate, fără serviciu public. Vorbesc de așa. În luna iunie 2018, ca urmare aplicării legii 153/2017, fondul de salarii s-a dus la 164.454. Deci o majorare de 65%. La salariul minim de 1450, asta înseamnă o majorare cu 65%. Deci 65% este o creștere foarte mare, pe care cu foarte mari eforturi am reușit și am susținut-o și ne-a ajutat Dumnezeu și am încheiat, zic că azi fiind ultima zi cu plăți, cu tot ce se întâmplă și în trezorerie, aplicațiile n-au mers, a stat asumată la ora 2, nu are importanță, ca să pun în cap, l-am încheiat și pe anul ăsta. Am putut plăti atât cât a fost facturat, cât s-o făcut, cât s-o făcut. Totodată s-a aprobat tot prin Consiliul Local strategia asta de dezvoltare a localității, în care sunt cuprinse 11 proiecte mari, finanțate prin PNDL, la care Consiliul Local s-a angajat cu cofinanțare, însemnând cu dirigenții de șantier, toate cotele la ISC, la Casa Socială a Constructorului și celelalte cheltuieli neeligibile care trebuie suportate. Ele sunt în derulare. Sunt în derulare 3, urmează a 4-a este licitație pentru Comunul de Peneagra și în anul următor fiind proiectele și va face licitații pentru celelalte proiecte, celelalte 6 care sunt privești școli și grădinițe. Ne ducem cu salariile. Asta presupune că nu mai putem face nimic.
Deci veniturile sunt limitate. Codul fiscal nu îi permite să mai majorăm. A fost în discuție hotărârea de majorare a impozitelor și taxelor. Ați văzut atâta unde s-a putut și ne-am dus pe niște limite, zic eu, acceptabile. Asta este, na, asta, deci, asta e bugetul. Asta e bugetul. Deci, nu avem din ce forma mai mult. Dacă... Să înțelegem, deci am dat o majorare de 15%. Dumneavoastră doriți o majorare încă de 15%. Dați-mi deci... să vă mai explic ceva. De exemplu, ați văzut, doamna contabil, o stat până la ora 2 azi noapte, nu? Deci, ea poate să aibă salariul ca paznicul sau ca eftimus, că duci să culpă la ora 6? Dar nu este salariul ca paznicul. Nu am spus că este așa. Diferența este prea mare între coeficiența aplicat. Coeficientul se aplică la salariul minim pe economie. Se înmulțește cu salariul minim și de salariul brut, la care se adaugă sporul. Da, și toți da. Deci toate acestea se întâmplă datorită faptului că ținem în spate spitalul care are angajați în plus. Știți prea bine la ce mă refer. Să ținem deci serviciul de apă și canal în plus. Pentru că ei nu-și fac treaba cum trebuie, sunt pierderi mari acolo și noi îi suportăm de la bugetul local să le acoperim cheltuielile care nu sunt în stare și să le facă. Dar cacetul nu ne-a luat. Serviciul public are depus la NRSC pentru documentația pentru majorarea prețului. Este depus la NRSC, urmează să se autorizeze și să acetul ăsta NRSC-ul să ne dea aviz pentru preț, care va veni în ședință de Consiliu. Și atunci tot pentru populație se răspânde acest preț. Păi prețul, cum ajunge? Prețul este... să facă treaba acum să-și încaseze tot. Păi da, dar salariile vreți să-l măriți. Salariile se duc în preț. Păi. Pentru că el face, când face prețul, ia salarii, ia energie, ia materiale care se folosesc. Servicii. Tot, servicii și în funcție de ceea ce constată, trage linii, împarte la cât apă livrăm și iese prețul. O să fie probabil în jur de 3.000 și ceva. E contorizată și apa aia care se pierde pe... Deci noi am aprobat, este o hotărâre de Consiliu care spune că avem pierdere de 20%. Este aprobat, o să se aprobe nou prin hotărâre de Consiliu, când vine nou preț, pierderile care sunt aprobate. Până o să se deci finalizeze până... proiectele astea cu apă și canal, oricum durează 4-5 ani poate. Deci prin nouă proiecte alimentare cu apă, sunt prevăzute la fiecare locuință apometre, la fiecare bloc apometre, deci o să fie contorizat totul și o să fie mai simplu de lucrat. Atunci hai să spunem la oameni că nu se mai poate face nimic în Roșteni, și așa dumneavoastră în martie a spus, Marcel, nu tăiem de la investiții, după care ați venit și am aprobat strada, eu am creangă, tăiem investițiile că trebuie să dăm salarii la apă și canal, trebuie să completăm la... Păi și acum vrei să mărim. Păi dar asta ia toate investițiile, vreau ca salarii să fie decente și nu mai fac nicio investiție. Și atunci știi că avem 10 investiții, am pus acolo, avem 10 obligații și sunt aprobate de dumneavoastră. Dar nu avem cine face. Avem apa, sunt pe cele 10 investiții care le avem, sunt de asta cum îi zice, cofinanțări în valoare de 3 milioane și ceva de lei. Deci care trebuie să le susținem în 3 ani de zile. Deci câte 10 miliarde pe an. Și noi să vrem să măriți 8 miliarde de salarii. Deci, nu-i corect. De aceea investiții, noi avem niște dirigenți de șantier, nu? Da. Au venit vreodată să ne explice cum se fac lucrurile și ce se fac. Că sunt atât de reclamații. Dar n-ați cerut, domnul. Da, uite, eu vă cer aici. O să-i... Deci dirigenții de șantier, deci, noi plătim. Deci situațiile de lucrări... Din și urmăresc. Și cine a văzut? Hai cum? Da, situațiile de lucrări vin la decontări. Da, vin la decontări, da. Da, nu, da. Proiectele au un lucru. Dacă ai săpat aici, trebuie să lași cum ai găsit. Da, da, deci asta am tot avut. Să vină dirigentele de șantier să ne explice de ce și cum. Să lăsați acolo și... Chiar vreau să consemnați treaba asta, deci... Pentru că pe unde trec, e dezastru. Că neagră nu se poate circula. Deci, strada bistrică nu se poate circula. Deci noi suntem ca după război. Și el este plătit cu banii noștri. El trebuie să mai vină dirigintele de șantier, pentru că este treaba lui, să vină seara să-i spună la executant
Îmi las curat. Avem da, și... Puteți-mi doar o frază să citesc, că asta era în proiectul ăsta de hotărâri care l-am propus eu suplimentar. Neimplicarea în derularea proiectelor... Dacă l-ați retras... Ce... Dar nu-i fi retrasați un pic, nu vă tot aveți... L-ați retras, dar ce să mai ascult? Asta ce spune domnul Baroiu, că creează caos în oraș și disconfort cetățenilor, prin cauza că nu se ia măsuri. Și tot găsim la poartă, la nu știu cine, pune bolovani înghețați. În față la ăsta, la magazinul cooperației, se duce doamna cu piciorul în gaură acolo, că nu o făcut corespunzător. În față la banca, la BRD și la dar ce legătură are asta cu proiectul, cu... Bani, dar nu era bună, vă spun domnul Baroiu că nu... În buget să împrești bani pentru... Și se creează haos în oraș din cauza asta, și disconfort cetățenilor. Este cofinanțare, dar și acele cofinanțări. Și acele cofinanțări, deci hai trebuie să le justificăm. Să le justificăm. Deci nu, eu n-am zis cu răutat. Și s-a format o comisie, comisii care trebuie să meargă acolo să verifice comisii. Nu numai arminiți, ne aducem la cunoștință și noi ridicăm mâna. Și până suntem prea așa răspunde. Alimentarea asta a văzut aici și la Irișanu, acolo la Sanat. Văzut mașina e vechi de zi. Nu, lasă că trebuie să vii și apa, după ce pune apa, facă ea la urmă. Nu, fiecare sistem să-și facă. Nu, nu, că aici nu știu. Adiată au prins bani. Bine, dar asta mă referiam nu la proiectul ăsta. Cum nu este. Dumneavoastră tot săriți în sus. Mă faceți să vă spun niște lucruri care nu știu la loc. Eu sunt direct. Nu vreau. Vă spun după ce se închide camera. Dar puteți și înainte. Nu. Deci eu din Broșteni și Broștenari îmi cer mult. Domnul Marcel, mai cer. Da. 32 de ani, tot din Broșteni. Domnul președinte, da, văd că nu prea doriți să meargă totul de bine. Haideți, dați drumul să votăm. Noi propunere avem cu 0,50. Ce înseamnă 0,50? Deci, coeficientul care e 0,50 începând de la... Propunerea dumneavoastră cu 0,50, eu mă duc în instanță pentru că nu avem de unde suporta de la buget. Eu v-am spus sursa de finanțare care este. Mergeți în instanță. Cine vă oprește? Eu mă duc în instanță și o să... Dar dumneavoastră ați mai mers în instanță și alte procese, duceți acte complete și inexacte. Chiar dacă sunt în derulare acțiuni și amele făcute, dumneavoastră duceți și induceți în eroare avocata care reprezintă orașul și Consiliul Local, că trebuie să câștige numai decât primăria. Adică cum trebuie? Păi dar lăsați că știu. 5061 dosarul, de exemplu. Hai să punem la vot. Nu, dar asta este... Hai să punem la vot, că vă spun... Supuneți la vot. Noi am făcut amendament. Spuneți, domnul. Nu, domnul. Deci eu vă propun să aprobăm proiectul de hotărâre așa cum este, ca să avem anul viitor posibilitatea de a da salarii pe tot timpul an. Dacă nu, sigur o să rămânem fără bani de salarii. Punem la. După un raport de activitate, noi putem analiza un pic. Dar atunci vii, da, câți bani recuperezi de acolo și bagi în salarii și faci o majorare de cât zici. Atunci, dar acum, în momentul... Atunci, haideți să... ședința asta, proiectul să-l ducem după ce facem... Da, da, deci noi trebuie să-l dăm acum. Dacă nu-l dăm acum, pierdem. Trebuie să-l dăm majorare și în februarie. Trebuie să-l dăm majorare după aia. Da, dacă... O construcție corectă ar fi așa. Auziți așa. Deci la buget, atunci, vedem ce-i bugetul. Vedem și ce sunt avem pentru echipare. Deci noi putem veni... ca și majorare, să luăm în considerare asta, norma de an. Deci, ca aia o trebuie care se duce la un 10%. Da, da, și suplimentează atunci. Și, deci, luăm în considerare, deci, să ajunge la 21% cu norma de an, față de 15%. Acum eu am calculat. Cu norma de an se duce la 21% la cei cu salarii mari și la 25% la cei cu salarii mici, pentru că este o sumă fixă. Și da, din cauza asta, deci apare diferența asta. Deci la aia cu salarii mici o să fie 25%, creștere
raportat la ce salarii de acum. La ce salarii mai mari, în jur de 20-21%. Norma de hrană și etichetele de vacanță nu se iau de primar și viceprimar, să știți. Deci, numai restul salariat. Domnul Bursan, a spus. Doamna Părtagăru. Doamna Părtagăru. Ceea ce am prins noi, ce ați prins asta în grila asta, are acoperire ilegală? Da. Da, sigur că. Să te învelege, da? Asta vreți de ceasă. Propune, îți propune. Dar să fie acoperit de lege și să fie perfect. Ceea ce v-am propus este acoperitor. Eu v-am spus. De unde și de unde luăm bani. Deci dacă la buget. O să avem bani. Era bine dacă se dădea bugetul. Acum aș discuta în direct de buget. Anul 2016 a fost un an de excepție. Am avut bani în buget cât nu cred că o să mai avem vreodată. Poate să mai întâmplă vreo minune. Și propun repartizarea sumelor către autoritățile mici. În acele momente. Păi, da, am spus. O să nu fim într-o eroare, să votăm ceva și să fim bilerii ca să fim acoperiți, da? Nu, am stat ieri și am intrat două săptămâni și de astea și... Deci am lucrat și am vrut să fie, să iasă ceva corect și bun. Dacă credeți că... Corect și bun pentru unii și restul nemulțumiți, că așa este. Ar fi în felul următor. Limărim salariile cu coeficientul care l-am propus noi, iar dumneavoastră să urmăriți. Nu să se dea recuperări eronat, nu să se facă pontaje fictive, nu să fie unul că îți pe teren, dar el îi la creșmă sau pe terasă, nu știu unii, și atunci aveți dreptul să tăiați 10% dumneavoastră direct. Dar dumneavoastră vă faceți campanie. Acum să-i tai lua la 10% că l-am prins nu știu unii, sau cum că nu a fost astăzi, ovni mai târziu, să-i tai 5%. Deci dați-i salariul decent și pe urmă puteți umbla cu un pic. Eu trebuie să dau salariul. Doar tot conduceți după mine aleșul jos și acolo tot așa, deci luați cu pic. Salariile trebuie să-l dau conform legii. Dar tot conform legii ei. E o hotărâre de guvern 937 care trebuie pus la aplicație. Dar eu trebuie să mă încadrez în buget. Dar nu spune acolo în hotărârea de guvern că trebuie să mă încadrez în buget. Doamne, mergeți la ușă la ce trebuie să facem rost de bani. Noi bugetul... Dacă îmi spuneți că trebuie să merg, eu știu să mă duc unii trebuie să cer bani. Și spuneți-mi să merg. Marcel, eu nu zic ceea ce spui corect, dar dacă n-am de unde să-i dau la salariat, nu să-i dau. Nu să-i scop banii aia. Hai să punem mai chestii. N-am fi vrut anul ăsta să le dăm mai mult, dacă se putea, dar nu s-o putea. Dacă eu nu am de unde. Deci noi ne-am închis exact. Eu vă zic că a fost substanțial. Spuneți să un consilier care nu ar vrea să mă... Rească salariile la... Eu sunt acum, dar... Nu contează, băi, salaria la primărie, să vă rog, de la că n-ai de unde... Domnul, hai să punem la vot. Eu nu execut de nimănui. Hai să terminăm, după aceea nu mai terminăm. Deci eu nu execut de nimănui. Dumneavoastră executați ordinul șefului de partid. Eu îți iau șeful de partid, eu centrez, eu dau votul. Știu. Să punem la domnul alte partide. Nu mă știu, dacă vreți să-mi dați voi. Nu mă interesant, da. Le încercați și la alte partide. Un pic de idei de care am văzut. Vechimea omului era inclusă în salariul de bază. Ceea ce aducea un om cu 30 de ani vechime, egal cu un om venit, nou angajat. De exemplu, domnul Ștefanie, care a ieșit la pensie, a ieșit cu salariul de 1450 sau 1511. Deci 1511, un om subinginer, a ieșit la pensie în 2016 sau cât a ieșit dumneavoastră. Legea asta 153 a corectat întâi și întâi grilele de salarizare și gradațiile pentru fiecare salar în funcție de vechime, în sensul că de la salariul de bază se adaugă cotele de vechime proporțional cu vechimea pe care fiecare o are în muncă. Asta este, a fost un mare, o mare realizare sau un mare câștig pentru fiecare salariat. Comparativ. Corect. Cât ar fi trebuit să aibă domnul Ștefan, acum dacă a fost angajat? Da, deci uităm acolo. Era... Da, e bine. 6.278. De la 1.578. De la 1.578. De la 1.578. După grila roară. După grila care scrie aici. Și cum ții cu omul, dar? Domnul Mariu. Păi,
Acel raport de activitate, deci care este? Noi probabil o să trebuia să sublăm cu organigram. Este drept că Dau în ordine, nu pot să, deci îl anunț că îl dai mustrare scrisă, îi dai mustrare scrisă. După cum și niște etape ca să ajung la 10%. Nu pot să din Câte mustrări mi-ați făcut până în prezent? 6. Aveți vreo una să ne-o prezentați în ședința următoare? Chiar vă rog. La serviciu public, cum îi spune, Severin, că nu a fost problema cu gunoaiele atunci. Deci are propunere... Auziți, calul care trage, îi mai dăm un biciu. Dar pe ăla care vine și semnează numai și pleacă... Păi, nu greșește. Nu greșește. Nu greșește. Cum nu greșește? Dacă nu mă semnează, nu faci nimic. Una care nu vrea, nu o luat, îl găsesc, una la altul, vină bă, nu fac seama că nu vrea. Hai să-mi spune. Supune la vot, cine este pentru punctul 2? Deci Deci, pe 9 ani, doamna secretară, chiar pe lucrurile mele, ca inițiativă, poate mai știu că niște modificări de regulamentul nostru să ne actualizeze. Acum mi-am dat seama. Ca să trecem la punctul de marș și PSD-istul care m-a trădat, am votat tot împotriva. Trecem la punctul 4. Domnul Grivă, ascultați? Punctul 4. Discuții privind propunerea de modificare bugetară. Nu m-am pic dacă nu vreți să mă ascultați. Nu m-am pic dacă nu vreți să mă ascultați. Deci, Marcia, au venit 98.000 de lei de la bugetul statului. Da, da, prin data 977. Prin codul de rezervă al guvernului. Deci nu poți schimbi. Din cauza că a fost foarte rapidă. Domnul Vizor, ascultați un pic, că mai au ceva de discutat, domnii. Deci ni s-a cerut să, să facem buget prin dispoziții de primar. Am făcut bugetul prin dispoziții de primar și trebuie să informăm Consiliul Local ce am făcut. Deci banii s-au dus 21.750 la serviciu public pentru vouchere, pentru că nu le-am dat voucherele. Iar diferența... S-au diminuat veniturile acolo unde am fost făcut. Deci s-au pus în buget și n-am modificat nimic. Deci nu mai am pus în buget. Și unde aveam prevederi, am putut plăti. Deci asta au fost rectificate. Nu, deci informare. Și altă discuție, pentru că a putea lua focul de artificii, o trebuie să dau dispoziție de primar. Că nu puteam lua din seară. Deci, cum a fost în fiecare an, deci nu a fost, s-a uitat să prind un program de activități. Dar știți că am întrebat. Măcar focul de artificii, că la 100 de ani n-am avut steaguri în oraș,
La 100 de ani nu avem, ați trecut prin Humor? Noaptea, ați trecut. Că știu că am vorbit la telefon și ați văzut cum arată Humor. Da. Pe la Câmpul Lung ne-a fost, e tot primar TNL ăsta, negru sau cum. Ați văzut cum arată, nu? Da. Prin frață ne-ați trecut? Ați văzut cum arată? În bugetul de anul viitor, aș vrea să... Nu vă dau idei, nu trebuie în buget asta. Se poate face, dar nu vă dau idei cum trebuie. În bugetul de anul viitor trebuie să vinem... Lăstrați-i așa când o să ajungeți primar. Ziua orașului. 100 de ani, trebuia să arate mai frumos. Programe de activități culturale. Da. N-am avut bani de 20 de schiaburi. O să prindem în bugetul următor, zilele orașului, și o să prindem bani pentru a face... Dacă vreți. De sărbători, iluminat de sărbători. Eu dacă am votat în potriva cu ceva și locași. Nu știu, domnul președinte, domnul președinte. Totul e pe bani. Totul e pe bani. Dar unde ai votat pe bani? Deci asta... Una, două. Asta am avut pe ordinea de zi. Deci nu suntem. Deci, dacă sunteți de acord cu focul de artificiu, se pune la vot cine este pentru focul de artificiu. Asta e o dată la 100 de ani. Așa, bine, Marcea. Deci eu vă mulțumesc... Măcar focul de artificii, dacă... Eu vă mulțumesc pentru că ați aprobat. Acel stai să se vădă... Nu, eu nu stau că... Nu stau cu prelători. Da, e Marcea cu mine. Îmi treabă, bă, eu trebuie să ajung la dor. Da. Hai să ajung la dor. Da, hai să ajung la dor. Vă doresc la toți la anunțat. Mulțumesc la toți.